Cam fricuț azi. Mă așteptam să fie mai mai cald, astăzi doar vreo 11 grade, cred. Mi-am încurcat total ziua astăzi. Trebuia să merg de dimineață la niște filmări pentru un videoclip. Dar pentru că am stat până târziu aseară să editez vlogul de la Hard Rock, m-am trezit la timp și am ratat toată ziua de filmări. Așa că facem altceva azi. Are loc First Tech Imediat Challenge pentru data a două între zile. Timp, evident, este o competiție între roboți creați de liceeni pe parcursul ultimelor luni. Pregătim pentru 41. Astăzi Alianța Roșie duelează între ei. Din 51 și 20. Alianța Albastră. Nu știu exact regulile, dar o să le aflu în curând. Mi se pare foarte tare ce se întâmplă și că sunt foarte mulți liceeni talentați care au reușit să facă niște roboți. Stai să aprindem beculețele. Care am aprins beculețele. Trebuie să facă niște aici, se joacă între ei, trebuie să echipa pune niște bile într-un coș. E foarte, foarte fain. Încerc să vă arăt ce se întâmplă pe aici și poate așa înțelegem împreună cum se mănâncă această competiție. Așa, și ce ați făcut aici? Ce face robotul ăsta? Face câte puțin de toate, să vă spun așa. Avem o autonomie de ne-a mers de 60 de puncte. 60 de puncte? Ce înseamnă? Partea robotul se mișcă singur, fără... A, merge... Fără să fie controlat de nimeni. Apasă butoanele. Pică, nu? Apar beacon sau meduze, cum ar se mai spune. Aruncă două bile la coș. Și singur fără să fie controlat de nimeni. Da, mai ratează, nu, dar în general trage constant. Păi și să prinde el care e distanța optimă. Da. Combinator de la înțeles. Nu, a fost o... Acesta este ringul unde roboții intră să se dueleze. Sunt câte două echipe în alianță în fiecare meci. Alianțele se aleg random, dar punctele se adună individual, indiferent de cine câștigă lupta sau cred că contează cine câștigă și lupta. Încă n-am înțeles punctajul, dar roboții au la dispoziție 2 minute jumate să adune cât mai multe puncte. În prima jumătate de minut, roboții sunt autonomi, adică fac practic ce vor ei. Mă rog, cum au fost programați, trebuie să arunce niște bile corespunzătoare echipei în acele coșuri, iar după 30 de secunde intervin și oamenii care controlează roboții și tot așa trebuie să lovească aici astea pentru puncte. Mă rog, astea se colorează în funcție de cine atinge asta, sau roșii sau albaștri.
tot așa aruncă biluțele alea mici în coș sau la final, în ultimele 30 de secunde, trebuie să ia bilele alea mari să le pună pe tot așa în coș și aia să mai adaugă niște puncte. În funcție de câte puncte adună fiecare echipă sau fiecare robot, se face un punctaj, iar la final primesc puncte. Da, mă rog, sper că ați înțeles ce am vrut să zic. Astăzi s-au desfășurat o parte din meciuri, o să mai fie câteva și mâine, unde probabil o să fie și finala sau ceva de genul. Mi se pare foarte tare ce se întâmplă aici și cum sunt încurajați liceenii să facă astfel de lucruri. Cred că e mai important decât orice participarea la un astfel de concurs, pentru că te dezvolți foarte mișto și timp de câteva luni ai lucrat cu niște colegi și ai făcut un robot foarte fain și e fain că reușești, pe urmă, să te întâlnești cu alți oameni care au făcut fix aceleași lucruri ca și tine, să socializezi, să te împrietenești, să colaborezi poate pe viitor. Așa că e mai puțin important cine câștigă, importantă e toată experiența de asta de aici. Au stins lumina, gata. Foarte tare, o să vin și mâine, cred, să văd cine câștigă First Tech Challenge, prima ediție de la București. Este ziua de naștere a bunului meu prieten Dan, așa că mergem în J-Bistro să-l sărbătorim. Și mai fain este că mâine este ziua prietenei lui, așa că îi sărbătorim pe amândoi astăzi. Hai să vedem ce se întâmplă pe acolo. Mulți ani trăiesc, la mulți ani trăiesc. Ție încă nu. Și acum darul. 10.000 de la nașul mare, 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 mare. Dă-mi cu leul, nu? Ia să vedem dacă s-o primit dar mai mult, mai mult, mai mult. Ai primit un panou cu electrichează. Panou, poza pe acasă. Ah, uite mă, access code. Așa. Nu punem. Da, fii atent, să le-au pus asta cu mine acolo. Da, 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 da. Și pe spatele meu. Editezi și tu aia, să nu se vadă. Pentru că nouă ne pasă cum ajungi la Electric Castle. Ne-am gândit că poate. Nu știu dacă am nimeni numărul. Da, ți-am luat și asigurare de motocicletă. Ți-am luat și asigurare de motocicletă, ca să știi. Drăguț. Dar cum vine asta? Că eu am asigurat-o deja. Adică cum vine asta? Ar putea fi o coincidență, ar putea fi. Bă, eu plec o zi înainte. Să fii sigur că ajunge. Dar cu motorul merg mai încet. O mică corecție. Am zis mai devreme că ziua Laurei este a doua zi după ziua lui Dan, dar de fapt este luni. Dar nu contează, la mulți ani Laura, la mulți ani Dănuț. A fost o zi foarte faină astăzi și ne-am mai reunit din gașcă. De obicei nu prea îmi place să filmez la astfel de reuniuni, pentru că mi se pare că pentru voi ar fi boring, iar pentru restul ceilor pe care îl filmez ar putea fi ușor inconfortabil. Dar noi ne-am distrat, a fost foarte fain și o să ne mai distrăm și cu altă ocazie. Cam atât pe ziua de astăzi. A fost o zi mai lejeră de weekend, iar mâine cred că o să trec din nou pe la polivalentă să văd și finala la concursul de robotică. Acestea zin fise. Ne vedem mâine, pa!
Lasă-l să joace, o baietă de patrie. Hai, hai, cu dumneavoastră, hai!